Ca fată te afli într-o poziție din care poți alege din mai mulți parteneri mai des decât un băiat. Iar asta te pune într-o poziție de putere, doar că puterea vine la pachet cu probleme și responsabilități. Nu de puține ori fetele nu fac alegerea cea mai bună când vine vorba de un partener. Ai nevoie de o persoană care te ajută să crești, la care să înveți lucruri folositoare și să capeți experiență în dragoste. Nu un băiat care te va trage în jos și îți va cauza mai multe neplăceri decât bucurii. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 7 tipuri de băieți pe care eu i-am întâlnit și trebuie neapărat să eviți. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul tip de băiat pe care trebuie să-l eviți este petrecărețul. Tot ce știe este doar să se distreze. El este sufletul petrecerii și nu lipsește de la niciuna. Nu este nimic greșit din a ieși din când în când la o seară de petrecere cu băieții, dar frecventarea cluburilor peste măsură a băiatului de care îți place ar trebui să te pună puțin pe gânduri. Se prea poate ca acel băiat să nu prea ia în serios viitorul său, ci doar plăcerile de moment. Comportament care ți-l poate transmite în cazul unei relații. Pe lângă asta, de cele mai multe ori serile albe sunt acompaniate și de băutură, fapt care ne duce la al doilea tip de băiat pe care trebuie să-l eviți, viciosul. Știi deja că țigările și alcoolul sunt nocive pentru organism, dar poate ce nu știai este că într-o relație partenerii tind să își împrumute din obiceiuri. Dacă unul fumează, e posibil să-l îndemne și pe celălalt să încerce, sau cel care nu fumează încearcă să-l determine pe celălalt să se lase. Iar de aici pot începe certuri sau neînțelegeri care cu greu vor mai putea fi rezolvate, știu din experiență. Al treilea tip de băiat pe care trebuie să-l eviți este cel care are probleme cu legea. Am întâlnit o fată ce suferea după un băiat care vindea substanțe interzise. Știu că la vârsta asta căutăm aventuri, poate din plictisală, poate să vedem cum e, sau dintr-un exces de filme și seriale. Dar e foarte important să conștientizezi pericolele la care te expui, pentru că până la urmă tu ești cea mai importantă persoană de care trebuie să ai grijă. Niciunul nu merită riscuri de genul ăsta. Al patrulea tip de băiat de care trebuie să fugi este gagicarul sau afemeiatul. Este băiatul care se întâlnește cu mai multe fete în timp ce se află într-o relație. Fete care nu îi sunt prietene. Am spus în alte videoclipuri că e bine ca băiatul să mențină relații apropiate cu mai multe fete, dar asta atunci când nu se află într-o relație, pentru că ai nevoie de mai multe opțiuni ca să o alegi pe cea mai bună. Dar dacă faci asta când e cu tine, înseamnă că nu te respectă cu adevărat și nu ține la tine. Ești doar un pion pe tabla lui de șah. Al cincilea tip de băiat pe care trebuie să-l eviți este încăpățânatul. Tipul care face doar ce vrea fără să te consulte. Într-o relație trebuie să ajungeți mereu la un numitor comun. Spre exemplu, într-o ceartă nu este niciunul care are dreptate în totalitate. Vina este împărțită. Fiecare dintre voi trebuie să cedeze din naravuri și să se plieze pe comportamentul partenerului, astfel încât să vă înțelegeți. Dar dacă băiatul este încăpățânat și crede că are mereu dreptate, ei bine, certurile vor apărea des. Așa că încearcă să îi eviți, sau dacă ai capacitate mare de convingere, convinge-i. Al șaselea tip de băiat de care trebuie să fugi este gelosul. Eu cred că în momentul în care băiatul începe să îți caute prin telefon sau tu să-i cauți lui, relația e cam terminată. Pentru că încrederea a dispărut, iar suspiciunea va rămâne pentru totdeauna dacă alege să continuați în modul ăsta. Sau chiar mai rău, dacă este super gelos, îți va interzice să te întâlnești cu prieteni băieți pe care poate știai de la grădiniță. În primul rând, asta arată că nu are încredere în el, ceea ce nu-ți dorești de la un băiat, și în al doilea rând că nu are încredere în tine. La fel, un lucru nu foarte bun. Iar tipul gelosului te va face să te simți mereu controlată. Și în final, al șaptelea tip de băiat de care trebuie să fugi este băiatul toxic. Este cel care se hrănește din certuri și din a te face pe tine nefericită. Asta îl face pe el să se simtă bine. Astăzi îi spune că ține la tine și peste două zile face ceva complet nejustificat care să-ți rănească sentimentele. Iar tu continui să îi dai șanse pentru că tot promite că se va schimba. E bine, am vești proaste, nu se va schimba și nici tu nu vei reuși să-l schimbi. Dacă o relație îți oferă mai multe neplăceri decât bucurii, ei bine, e cazul să pui punct. Acestea au fost cele 7 tipuri de băieți de care trebuie să fugi mâncând pământul. Da, oameni, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!